Taxarea inversă la cereale ar putea fi prelungită și după luna iunie 2022. Efectele produse de această măsură au fost pozitive prin reducerea evaziunii fiscale și eliminarea treptată din piața firmelor fantomă create pentru a eluda plata TVA-ului. Subiectul a fost discutat de ministrul agriculturii Adrian Chesnoiu și ministrul finanțelor Adrian Căciu într-o întâlnire de lucru privind pachetul de măsuri pentru sprijinirea agriculturii și industriei alimentare. În cadrul discuțiilor dintre cei doi miniștri au fost analizate soluții pentru diminuarea impactului prețurilor la energie electrică și gaze naturale pentru producătorii agricoli și cei din industria alimentară, fiind avute în vedere compensarea bonusului de cogenerare și a costului pentru certificatele verzi, în privința energiei electrice, dar și un pachet de sprijin pentru facturile la gaze naturale, potrivit comunicatului transmis de meadere Ministrul Agriculturii a anunțat că au fost deja lansate pe circuitul de avizare interministerială mai multe acte Normative. Acestea vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de ustroi, aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022, precum și actul normativ privind organismele de certificare ecologică. O altă temă abordată de cei doi oficiali în cadrul discuției a fost pachetul de măsuri privind finanțarea agriculturii și industriei alimentare românești prin care se propune acordarea de garanții și măsuri de creditare pentru capital de lucru, refinanțarea creditelor pentru capitalizarea agricultorilor, retehnologizarea, automatizarea industriei alimentare, cofinanțarea programelor de asigurare a independenței energetice a fermei, precum și operaționalizarea și funcționarea Casei Române de Comerț Agroalimentar Unirea pentru a răspunde nevoilor din domeniul agroalimentar. Vom propune în executiv un pachet coerent de măsuri, care să fie aplicat rapid și eficient. Pe termen mediu și trebuie să avem în vedere ca producția vegetală să fie integrată în zona de procesare, astfel încât să obținem cât mai multe produse finite, alimente de care piața românească are nevoie, a declarat Adrian Chesnoiu. La rândul său, ministrul finanțelor a afirmat că sprijinirea industriei agroalimentare trebuie să devină o prioritate pentru a crește competitivitatea și performanța într-un domeniu extrem de important pentru România. Numai prin programe realiste cu ținte clare vom putea reduce importurile și în același timp să creștem într-un rit acelerat oferta, cu un impact pozitiv asupra deficitului balanței comerciale cu produse agroalimentare. Agricultorii români trebuie stimulați să producă bunuri cu valoare adăugată mai mare. De aceea, pentru Ministerul Finanțelor, agricultura este o prioritate în strategia de finanțare pentru acest an, a declarat Adrian Căciu, potrivit comunicatului Meadere. Acesta a propus, de asemenea, constituirea unui grup de lucru e-transport, prin care transporturile de bunuri de pe teritoriul României vor fi monitorizate printr-un nou sistem electronic. Național, măsură cu impact în reducerea evaziunii fiscale pentru domeniul legume-fructe.